Expoziția de grafică și pictură a artistului plastic Magdalena Rădulescu de la Muzeul Național al Bucovinei se apropie de final. Doritorii mai pot admira gratuit până pe 31 mai cele 54 de lucrări de grafică din colecția Cătălin Kaspersky, împreună cu lucrarea portretului criticului Petru Comarnescu din Pinacoteca Muzeului Național al Bucovinei. Iată câteva imagini de la vernisajul expoziției care a avut loc pe 15 aprilie. Recuperarea Magdalenei Rădulescu ca artist important al perioadei interbelice românești și ca artist european important din a doua parte a secolului al XX-lea este foarte importantă pentru noi românii și demersul domnului Cătălin Kaspersky este lăudabil. Ne apropiem de Magdalena Rădulescu și de opera ei, de personalitatea și de opera ei. E foarte important să o punem în context. Contextul, sigur, istoric în primul rând și contextul cultural legat de cel istoric. Artista spune despre opera sa că este o operă muzicală. Opera Magdalena Rădulescu, compozițiile sale sunt pline de ritm. Mă bucur să fiu la Suceava, să organizăm într-un proiect unitar, strict românesc, lucrări ce cuprind mai multe tematici ale carierei sale din ciclul dansului, ciclul muzicanților, ciclul cailor. Și aș dori să încep cu un mic paragraf făcut de critici francezi, acela că lucrările Magdalena Rădulescu sunt străbătute de un aer extraordinar, un suflu sălbatic pe care occidentalii, din păcate, l-au uitat. Și acela este gustul mulțimii, mișcării colective și al gălăgiei populare. Personajele Magdalena Rădulescu sunt pline de vibrații, sunt încărcate de mișcări și de ritm care conferă în mod total o combinație între personaje și cai